Stimați colegi, bună ziua! Bine ați venit la evenimentul de presă care este susținut de către premierul Dorin Recean. Astăzi este a treia vizită în teritoriul premierului, în raionul Drochea. Domnule prim-ministru, pentru început, dacă ați putea să ne comunicați din programul vizitei, după care o să preluăm mai multe întrebări de la colegi. Vă rog. Mulțumesc tare mult. Într-un fel am venit la baștă. Trebuie să încep cu asta, pentru că asta s-a întâmplat și orice om poate face abstracții din lucrurile astea. M-am bucurat foarte mult. Am fost la familia Turcanu, la Pelenia. Recomand la toată lumea. Fac niște brânzeturi și niște cașcavaluri excepționale și vreau să le mulțumesc pentru primire. Evident, familia Turcanu și-a împărtășit experiența de creștere a afacerii lor. Au trecut prin perioade diferite. Acum, totuși, iată, necătând la toate dificultățile prin care au trecut, au dezvoltat o afacere încă mică, dar vreau să accentuez cu cât optimism oamenii privesc în viitor. Cred că acest exemplu este foarte și foarte important să-l multiplicăm. Am promis și familiei Turcanu că guvernul, așa cum spuneam și anterior, va avea programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. Îl vom lansa în următoarele două luni și asta să încurajeze cât mai mult afacerile. Încă o dată, au niște cașcavaluri excepționale și niște brânzeturi excepționale. Ei, apropo, au venit din diasporă și cei ce au văzut și au învățat acolo unde au lucrat, au adus aici în Republica Moldova și au demonstrat că în Republica Moldova putem face lucrurile exact așa ca și în Europa. Să avem produse de calitate, să dezvoltăm o afacere, eventual să trecem prin dificultăți, pentru că tot businessul în toată lumea trece prin anumite dificultăți, dar oamenii optimiști, oamenii disciplinați, oamenii care muncesc, reușesc. După asta am fost la Drochea. M-am întâlnit acolo cu primarii. Majoritatea primarilor au enunțat cam aceleași probleme, care sunt legate în principal de delimitarea teritoriului și evaluarea bunurilor. Am analizat împreună cu primarii care soluții intermediare am putea avea. O să vedem împreună cu ASP-ul, cu Ministerul Finanțelor și cu alte instituții în ce măsură putem grăbi acest lucru, care într-un fel va permite deblocarea la mai multe procese care se află în administrația publică locală, în accesarea de fonduri în satul european, în fondul satul european, în proiectele care sunt dezvoltate și susținute de ADR-uri. O altă problemă care a fost invocată, ca și întotdeauna unde merg, este nivelul salarizării. Nu am făcut o promisiune anume, dar noi, guvernul, muncim ca să putem să atragem mai multă finanțare și să putem să salarizăm cu salarii mai mari toată lumea. Dar trebuie să înțelegem că asta se va întâmpla gradual. Am avut o ședință și cu serviciile desconcentrate. Ceea ce le-am atras atenția la serviciile desconcentrate este că ei trebuie să lucreze împreună cu administrația publică locală și guvernul să cunoască, în primul rând, la serviciile desconcentrate care sunt problemele în teritoriu. Dar, de asemenea, împreună cu administrația publică locală, cu cetățenii nemijlocit, să propună și soluții. Am accentuat că noi întotdeauna trebuie să, atunci când căutăm soluții, trebuie să cuantificăm lucrurile. Trebuie neapărat să știm în esență toate lucrurile, nu așa pe deasupra sau cumva superficial. Ulterior, am simțit nevoia să merg la Inspectoratul de Poliție într-o vizită inopinată. Acolo nu neapărat că toate lucrurile merg strună, dar am discutat cu șeful poliției care sunt măsurile care sunt necesare pentru ca lucrurile totuși să evolueze în direcția care trebuie. Sunt mai multe probleme care trebuie să fie rezolvate. Și după asta am venit în locul în care m-am născut. Cred că dumneavoastră ați surprins mai multe
lucruri cu emoții din toate părțile, inclusiv a mea. M-am bucurat foarte mult să văd școala. M-am întâlnit chiar și cu niște elevi. N-am putut să mă abțin să nu le citesc o lecție. Dar se rezumă acea lecție la faptul că ei trebuie să fie disciplinați în a învăța. Ei nu neapărat trebuie să fie cuminți. Bun, trebuie să aibă o atitudine etică, o atitudine respectuoasă, dar cel mai important este să aibă disciplina să învețe, pentru că asta este cheia succesului în viitor. I-am încurajat să facă mai mult în matematică, fizică, chimie, dar i-am încurajat la fel să învețe limba română, să vorbească bine limba română, să-și dezvolte vocabularul, să citească mult. I-am adus și niște cărți, sper tare, tare mult să le citească. Eu le-am împărtășit experiența noastră atunci când eram noi elevi și respectiv ne străduiam să citim cât mai multe cărți ca să putem să beneficiem de cărțile noastre personale. Asta nu mai este un privilegiu. Anterior, asta era un privilegiu când cărțile erau doar la bibliotecă. Acum ei accesează orice cunoștințe de pe toată planeta. Și asta este un mare avantaj. Astăzi, copilașii noștri au acces la exact aceleași cunoștințe, exact aceleași materiale de studii, cum o au cei care ar învăța la cele mai buni școli din lume. Noi trebuie să ne străduim să facem și școlile, infrastructura școlară, să oferim oportunități de învățare și de creștere a competenței învățătorilor. În acest sens, iată, este această inițiativă a doamnei președinte de dezvoltare a Institutului Național de Educație și Leadership. Și obiectivul este să construim școli ca în Europa. Le-am accentuat asta și profesorilor, o parte din învățătorii mei, care au vorba aceea de la Nord, au făcut om de mine. Și într-un fel am avut această discuție și cumva le-am mulțumit, pentru că ei tot au trecut prin această transformare enormă. La un nou program, un nou curriculum, au trebuit și ei să treacă printr-un proces de învățare, asta în paralel că trebuia să învețe pe ăștia mici. Asta. Mulțumim foarte mult pentru declarație. O să luăm câteva întrebări. Irina Lincolțan, de Venevrou. Domnul Rician, mergem pe această notă emoțională. Știm, ați menționat acum că ați adus niște cărți copiilor de aici, din instituții. Dacă este posibil să ne spuneți câte manuale le-ați oferit și de unde sunt ele. Și totodată, ce emoții vă încearcă sau v-au încercat atunci când ați pășit pragul școlii, pentru că școala este locul de unde ieșim noi, oameni mari, în viață și reușitele noastre oricum se trag din trecut. Ce emoții v-au încercat când ați vorbit cu profesorii și cu cei influți? Mulțumesc. Eu le-am adus nu manuale, le-am adus cărți. Da. Ei, manualele trebuie să le studieze, cărțile le-am spus să le citească atent, să pătrundă în esența lor. Sunt unele cărți și filosofice. Aseară am trecut printr-o librărie și am cumpărat vreo 60 de cărți pe care le-am adus astăzi. Am făcut o selecție și pentru cei foarte micuți cu povești, dar și pentru ăștia de clasa a noua cu cărți de-a lui Vișnec. Așa, un fel de mix ca fiecare vârstă să aibă să poată să citească. Eu am fost și am vizitat și biblioteca, cred că trebuie să creștem bibliotecile în fiecare școală. M-am bucurat foarte mult să o revăd pe bibliotecară. Asta a fost emotiv, cum spune dumneavoastră. Nu știu cum să descriu, este greu pentru mine să descriu o emoție, dar iată cât mergeam pe aceste coridoare, a revenit copilăria, a revenit perioada în care eu eram aici la școală, când mai făceam din astea care se caracterizează de drept necumențenie, fac pe coridoarele astea, da? Pândeam când se spăla
asta și după care ne întreceam cine lunică mai lung, de exemplu. Sau alergăturile pe scară, sau, cum să zic eu, eu am avut, nu neapărat privilegiu, ambii mei părinți să fie învățători și atunci orice abatere de la codul până ajungeam eu acasă, deja erau cunoscute acolo acasă și acolo era o anumită procedură de disciplinare. Toate aceste experiențe cumva au revenit în acest scurt timp cât eu am pășit pe aceste scări, pe aceste coridoare, am intrat în clasă. Cât de des reveniți acasă? Dacă aveți timpul pe care vi l-ați dorit să veniți și dacă mai aveți rude aici în zonă? Da, am multe rude aici, sunt mai mulți receni. Da, sunt mai mulți. Cu siguranță mă strădui odată în an la Paște să ne întâlnim cu toții. Asta este. Dacă e să trecem la colegii de la Nord-News au întrebare. Nicoleta Pânzaru, vă rog. Mulțumesc, Daniel. Domnule premier, vrem să discutăm și despre unul dintre, de fapt, subiectele importante și actuale care se întâmplă în țara noastră, mai exact. Proiectul privind revenirea unei clădiri a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în proprietatea Metropoliei Bazarabiei. S-a făcut mare campanie în acest subiect. Vrem să ne spuneți și dumneavoastră o părere în acest context. Care este părerea dumneavoastră? Ce părere aveți în acest proiect? Cel mai important în biblioteci este lumea să citească. Asta e cel mai important. La fel, este foarte important să avem grijă de bibliotecari. Și eu aici mă refer nu doar la faptul că trebuie să găsim o soluție prin care să le creștem salariile, ca și la toate celelalte categorii de angajați în sectorul public, dar și să le oferim instrumente, ca ei să poată să găsească repede referințele de care au nevoie cititorii, ca să-și organizeze munca, ca și ei să crească în sens profesional. Acum, acest subiect, eu nu l-aș plasa în sensul că, uite, avem de transferat o clădire a Bibliotecii Naționale. Primul lucru și cel mai important este să avem grijă de acel fond de carte. În clădirea în care se află astăzi acest fond de carte, el nu se află în siguranță. Cu cât cărțile sunt mai vechi, trebuie să înțelegem că hârtia, mai ales a cărților care sunt importante din punct de vedere istoric, începe să deterioreze și atunci tehnologia modernă permite să avem atmosferă controlată în așa fel încât să avem un termen de păstrare a acestor cărți în continuu, cât mai lung. Iată, acest lucru este important. În plus, guvernul oricum lucrează la un proiect de dezvoltare a unei biblioteci unde să se concentreze tot cel mai important fond de carte. Se analizează acum o opțiune, vom aloca și un buget în curând pentru proiectarea tehnică. Cred că noi trebuie în societate să discutăm despre cum să citim mai mult, cum să avem grijă de bibliotecari, și cum să încurajăm toată lumea să citească și să învețe pe parcursul vieții. Mulțumim. Irina Tetenea? Acum vorbim despre securitatea spațiului aerian. Ori oamenii sunt cumva îngrijorați de mai multe noutăți. Faptul că o companie avia și-a retras zborurile din Republica Moldova pentru că nu se simte sigur aici. Irlanda se confruntă cu probleme financiare și noi vedem inclusiv știrea de ieri, în care ni s-a spus că mai mult de 3 luni înainte nu putem cumpăra bilete, iar dacă vrei să economisești, oamenii de obicei își luau cu jumătate de an înainte. Cum se lucrează sau ce își propune guvernul să facă în următoarea etapă pentru a securiza spațiul aerian și dacă oamenii ar trebui să se liniștească în această direcție, că poate zboară rachetele de sus și de asta nu zboară avioane. Uitați, decizia asta a guvernului de a crește bugetul de apărare a fost contestată și foarte multă lume a spus că da, ce vă trebuie voi, de cine vă apărați? Iată, noi am ajuns în situația în care una dintre companii nu neapărat se simte sigură în spațiul aerian. Apropo, aceste prime alocări crescute în sectorul apărării sunt menite și țintesc
anume securitatea spațiului aerian. La această etapă, guvernul, instituțiile au toată capacitatea necesară pentru a asigura pacea, siguranța, securitate, inclusiv a spațiului aerian. Ne clarificăm cu aceste temeri ale companiei și gradual vom rezolva. A doua parte, în sensul că a doua companie, care acum este într-o situație financiară dificilă, este rezultatul unei fraude comise anterior și a proprietarilor care nu sunt de bună credință. Este la fel o companie legată de gruparea Shore, care intenționat a adus compania în situația financiară precară în care se află și în imposibilitatea de a-și onora obligațiunile față de cetățeni. Guvernul lucrează în așa fel încât noi să avem o creștere a competiției pe piața transportului aerian de pasageri și respectiv transportul de pasageri aerian și respectiv să asigurăm că din Republica Moldova și în Republica Moldova vor exista curse și acum și autoritatea aeronautică civilă și ministrii de resort lucrează ca să substituim cursele acestei companii care, iarăși, încă o dată, a fost realizat, cu părere de rău, o fraudă în această companie. Această companie, apropo, nu este a statului. Această companie, prin fraudă, a ajuns în mâinile private asociați a lui Shore și a grupării lui criminale, care au devalizat compania și iată am ajuns în această situație dificilă, dar guvernul o va rezolva. Când ai frumos, când ai aeroportul, o mică întrebare de precizare, când aeroportul ar putea trece în proprietatea statului? Uitați-vă, aeroportul deja este în proprietatea statului, noi acum transferăm operațiunile aeroportuare sub controlul statului. Ce sunt niște proceduri tehnice, acreditări de securitate care necesită timp și ele trebuie să sfârșească până la 1 mai. Da. Uitați-vă, acum discutam că toți ăștia mai bine veneau și munceau. Pentru că dacă discuți cu agricultorii, nu contează în ce raion. Iată și aici la mine în sat, la Baștină, toată lumea zice că nu sunt oameni. Nu este, nu că nu-i de lucru, este de lucru, dar nu am forță de muncă. Și iată, toată lumea se jeluie și zice, uite, el în loc să vină și să muncească, ia bani ca să meargă fie pe un traseu, fie la Chișinău, ca să producă destabilizări. Eu vreau să-i atenționez, nu pe acești oameni, că noi nu trebuie să... Noi eventual trebuie să umblăm la sistemul de asigurări sociale, ca să nu permitem celor care sunt trândă să trăiască pe spatele celor care muncesc. Dar noi trebuie să ne clarificăm și în rezultatul reformei justiției noi totuși să ajungem acolo unde gruparea Shore și susținătorii și finanțatorii lor ilegali, inclusiv din Rusia, să fie pedepsiți, să fie trași la răspundere, să stea, am să spun direct, la închisoare, pentru că acolo le este locul și atunci toată lumea va reveni la locurile de muncă, va merge să satisfacă necesitățile oamenilor de afaceri care au nevoie de această forță de muncă. Încă o dată, noi nu trebuie să învinuim acești oameni. Ei, vorba aceea, sunt trași de căpăstru, cine în virtutea prostiei, cine în virtutea sărăciei. Nu, asta este. Nu trebuie să transferăm vina pe ei. Sunt unii trândași și prin trânsii, dar printre dânsii, dar cel mai important este justiția să
realizeze ceea ce trebuie să realizeze, acești oameni să fie responsabilitate, să stea la închisoare și banii recuperați. Suntem pe finalul evenimentului de presă. Colegii de la TVN, ultima întrebare, vă rog. Da, reforma teritorială, știu că sunt două opțiuni, dumneavoastră pentru care optați mai mult și care sunt rezultatele la care vă așteptați în urma implementării? Uitați-vă, chiar ieri am aprobat strategie de reformă administrației publice locale. Ideea este că, în primul rând, noi trebuie să concentrăm efortul în asigurarea calitativă a serviciilor în societate. Și iată, în dependență de cum mai eficient ne putem organiza, vom merge fie pe regiuni mai mari, fie pe regiuni mai mici. Evident, acest lucru trebuie să o facem împreună cu administrația publică locală, cu comunitățile, pentru că asta tot este un proces care ne afectează pe fiecare din noi. Mă refer la fiecare din membrii societății, în mod special în zona rurală. Cu siguranță, noi trebuie să creștem infrastructura în zona rurală, dar trebuie să o facem în așa fel încât să fim eficienți. Noi nu o să putem să asigurăm servicii calitativi dacă o să ne difuzăm efort. Trebuie să concentrăm efortul, să avem servicii calitative și accesibile și cât mai aproape de cetățeni. În dependență de acest model, vom merge pe regiuni mai mari sau regiuni mai mici. Iată, aceste vizite vă ajută cumva să înțelegeți. Da, corect. Exact. Eu de asta și fac vizitele. Unu, să văd care este realitatea. Doi, iată așa cum astăzi la Drochea și anterior în alte raioane, să discutăm diferite idei. Noi avem și platforma noastră împreună cu CAL, cei de la Congresul Autorităților Locale. Îmi plac aceste platforme pentru că noi discutăm despre probleme și soluții, dar anumite, de exemplu, soluții, potențiale soluții sau proiecte de soluții, iată, le discutăm în astfel de ședințe. Inclusiv, iată, unde idei le-am împărtășit și cu consătenii mei. Și atunci este mai ușor să înțelegi cum să te miști înainte. Ultima întrebare de la colegii de la Nord News, vă rog. Domnule prim-ministru, anterior ai declarat despre faptul că România ne va oferi ajutor în procesul de negociere a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Marea Uniunea Europeană. Întrebarea noastră este, a fost deja formată echipa de negociatori, cum va veni echipa de România pentru a ne oferi acest suport necondiționat? Uitați-vă, Bucureștiul deja ne-a ajutat, deja ne ajută și am cumva această încredere că acest ajutor va fi perpetu și de aici încolo. România a fost un susținător extraordinar pentru această primă fază în care suntem noi. Deja sunt foarte mulți experți din România care lucrează inclusiv în cabinetul meu, dar și în cabinetul multor ministere, dar și lucrează cu diferite agenții și instituții la nivel central și la alte nivele. Noi am aprobat acest plan de armonizarea legislației pe cele 33 capitole din acquis comunitar și am convenit cu Bucureștiul că vom avea o echipă de experți. Săptămâna viitoare mă voi bucura foarte mult, premierul Ciucă va fi la Chișinău și respectiv sunt sigur va veni cu aceste vești bune, inclusiv pe zona de expertiză. Vreau să reamintesc că Bucureștiul ne ajută și cu criza energetică și atunci când este nevoie să avem dezvoltarea comunităților, finanțarea diferitor proiecte la nivel local. Avem această relație privilegiată și noi ne gândim cum și noi să avem reciprocitate în raport cu București. Domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați urmărit evenimentul de presă și colegilor de la Național care prin